și o mașină de muncă care poate să ia de la gară spre Lazu. Avem un punct de preluat de la gară sau de un drum de la gară spre Lazu. Deci dacă mergi mai departe, poți să ajungi undeva acolo. Constanțenii nu s-au înghesuit să-și găsească un job la bursa locurilor de muncă. La eveniment au fost invitați să participe toți absolvenții de învățământ de orice nivel care doresc să aplice la posturile vacante disponibile în județ. Avem locuri de muncă diversificate, în speță multe locuri de muncă sunt pe meserii. 60 de locuri sunt pentru studii superioare. 50 de agenți economici au răspuns prezent invitației Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța. Reprezentanții firmelor nu au avut însă de intervievat mulți candidați. Avem 40 de posturi disponibile ca agent de securitate și agent de intervenție. Câte persoane au venit până acum? Până în momentul ăsta în jur de 10 persoane. 5 urmează să fie contactate și 5 mai așteptăm. Au fost și tineri care au venit încrezători că își vor găsi un job. Au depus CV-urile și așteaptă cu sufletul la gură să fie contactați de angajatori. Locurile de muncă de la care mi se potrivesc mie sunt recepționer, lucrător comercial și casier. Ce domeniu te-a interesat? Măcelar. Ai mai lucrat ca măcelar? Am făcut și un curs de calificare pe măcelar. Sper că îți vei găsi aici un loc? Da, cu siguranță să găsesc. Sunt deschisă la orice. Deci nu am bifat nimic anume, nimic exact. Sunt dispusă pe post de secretară, în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor. Cătuș mecanic și pentru fochist. Experiență în domeniu aveți? Calificare, da. Calificare făcută, experiență în domeniu nu, că doar ce am făcut calificarea de fochist. Directorul AJFM Constanța, Emilia Murineanu, le-a reamintit celor prezenți că agenții economice au o serie de beneficii dacă angajează absolvenți sau persoane care au peste 45 de ani.